hiperhidroza, așa cum o definim noi medical, sau transpirația excesivă, așa cum este bine cunoscută de către pacienți, este o afecțiune care se manifestă printr-o aspirație excesivă la nivelul zonelor de elecție unde noi avem glande sudoripare, și anume zona axilară sau zona palmoplantară. Este o afecțiune extrem de deranjantă pentru pacient pentru că el permanent trebuie să-și aleagă vestimentația în funcție de această afecțiune, dar din fericire avem o serie de tratamente în care pot să ne ajute să combatem această problemă. Dacă gelurile de curățare și cremele și antiperspirantele, antitranspirație, antisudorație ne ajută până într-un punct, tratamentul GOLD în ceea ce privește hiperhidroza sau transpirația excesivă reprezintă injectarea de toxină botulinică. Toxina botulinică acționează prin blocarea unui neurotransmițător pe care noi îl definim acetilcolină. El are acțiune directă asupra glandelor sudoripare, astfel că pacientul are blocată transpirația pe o perioadă de 6-9 luni de zile după efectuarea acestei proceduri de injectare a toxinei botulinice pe zona care îl deranjează pe el. Atunci când vorbim despre zonele afectate, ne referim la zona axilară sau la zona palmoplantară.